Nu avem chef de gătit, așa că am venit la acest supermarket să cumpăr niște mâncare pentru cină. Ciao, sunt Mihnea din Beijing. Sunt afară pentru prima dată după cele 7 zile de carantină și fii atent aici, un panou imens cu știri, aspecte de la Olimpiadă. Iar acum, bineînțeles, 7 zile în carantină, am rămas fără produse în frigider. Am tot gătit în fiecare zi câte 3 mese plus câte 2 snack-uri. A zis supașna, astăzi hai să nu gătim, du-te și cumpără ceva de la supermarket. Aici sunt la alimentarea bio. Au o zonă unde vând și mâncare preparată. Haideți să vă arăt această zonă. Deci mai întâi mă duc sus să cumpăr cina, după care fac cumpărăturile. Bun, deci încep aici cu zona de sushi. Aici au sushi, pachete de sushi și sashimi și mâncăruri așa preparate japoneze. Aici ai pește și tot felul de preparate în stil japonez. Aici în acest frigider au așa mâncăruri preparate, legume, carne de porc, aici pui, labe de pui, picat, cred că asta e rață. Aici niște pâinici drăguțe, niște roluri, ceva mâncare de ou și aici mâncăruri așa mai tipice chinezești. Da. Deci aici sunt un fel de tăițăi și aici mâncare de tofu, niște mushrooms, ciuperci și asta așa se mănâncă reci, un fel de aperitiv și o salată. Aici zona de pâinici gen chinezești, alune, pâinici, gogoș, gyoza, un fel de clătite, orez brun, pește, cred că e pui aici, da, asta e puiul, porumb, niște tăițăi, aici pește, gata preparat, pui, pește și aici cutiuțe cu mâncăruri chinezești, gata preparate și orez, iar acolo se face un fel de clătită pe care am mai arătat-o. Iar de aici îți alegi ingredientele și îți fac ei o supă imensă aici. Cred că asta o voi comanda pentru cina noastră. Deci de aici îți iei un bol, aici ai clamele astea și îți alegi ce vrei și plătești la gramaj. 29,99, 500 de grame. Deci așa alege lumea. Deci asta va fi o supă imensă, 2 porții. Deci de aici am ales mirodenile, uite-le acolo. Și acum am pune supa și tăițăi în clocot. Deci supa e gata, costă 60,82. Acum să văd cum o bag aici în punga asta de plastic. bun, între timp s-a înserat afară, am terminat cu cumpărăturile, mă duc acasă, mâncăm, ne este foame. Ceau, pe data viitoare!